Frați creștini cu iubire, uniți-vă în rugă și cânt la jertfa pe care o aduce Hristos, mielul vrednic și sfânt. Treimii sfinte să-i dăm slavă, prin jertfa-n care celebrăm, a Domnului tainică moarte-i și-a Lui învieri o cântăm. Prin jertfa cea mare și sfântă, prea bunul și blândul Iisus ne aduce din cer mântuire și har de la Tatăl de sus. Trăimii sfinte să-i dăm slavă, Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul Tău. Ai milă de mine, Doamne, către Tine strig toată ziua, căci Tu, Doamne, ești bun și îndurător, plin de dragoste față de cei care Te cheamă. Iubiți credincioși, încrezători, în bunătatea și milostivirea Domnului, iată, ne înfățișăm la întâlnirea noastră duminicală cu El, Creatorul, Autorul vieții, pentru a putea beneficia din plin de roadele jertfei Sfinte Liturghii. La începutul ei ne recunoaștem păcatele. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, frăților, că am păcătuit prea mult cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din cărea mare vina mea, de aceea rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ați părurați pe mine, la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
ce pe pământ, oamenilor de bunăvoință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care e asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care e asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Gloria! Dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur preanalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Sădește în inimile noastre iubirea față de numele Tău, unește-ne tot mai strâns cu Tine spre a hrăni în noi ceea ce este bun și veghează cu grijă ca să păstrezi ce ai sădit în noi, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea lui Ben Sira. Fiul meu, săvârșește faptele tale cu multă modestie și vei fi iubit mai mult decât un om de vază. Cu cât ești mai mare, cu atât să te umilești mai mult și vei afla har înaintea Domnului. Mare este puterea Domnului și El este preamărit în cei smeriți. Starea celui îngânfat nu se poate îndrepta, căci răutatea a prins rădăcini în inima lui. Omul cu judecată meditează spusele celor înțelepți. Dorința celui înțelept este să găsească urechi care să asculte. Cuvântul Domnului. În bunătatea Ta, Doamne, ai grijă de cel sărman. În bunătatea Ta, Doamne, ai grijă de cel sărman. Cei drept se bucură în fața lui Dumnezeu, tresalete de fericire și de veselie. Cântați Domnului, nu lăudați numele Lui, numele Său este Domnul.
Ta, Doamne, ai grijă de cel sărman. El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor. Acesta este Dumnezeu care locuiește în lăcașul Său cel sfânt. Dumnezeu de o familie celor părăsiți, El deschide prizonierilor poarta libertății. În bunătatea Ta, Doamne, ai grijă de cel sărman. Ai dat moștenirii Tale o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule, și ai înviorat-o când era slăită de puteri. În locurile în care s-a aflat poporul Tău, Tu i-ai purtat de grijă, Dumnezeule, Tu ești bun cu cei săraci. În bunătatea Ta, Doamne, ai grijă de cel sărman. Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, când v-ați apropiat de Dumnezeu, nu exista nimic material ca la muntele Sinai. Nici focul care arde, nici nor, nici întuneric, nici vijelie, nici sunet de trompetă, nici acel glas înspăimântător pe care fiii lui Israel au cerut să nu-l mai audă. Priveriștea era atât de înfricoșătoare încât Moise a spus: sunt îngrozit și mă cutremur. Însă voi v-ați apropiat de muntele Sion, de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul Ceresc, de miile de îngeri în mare sărbătoare și de comunitatea primilor născuți, ale căror nume sunt scrise în ceruri. Voi v-ați apropiat de Dumnezeu, judecătorul la toată omenirea, de sufletele celor drepți, ajunși la desăvârșire. V-ați apropiat de Iisus, mijlocitorul noii alianțe. Cuvântul Domnului. Sunt blând și smerit cu inima, spune Domnul. Aleluia, 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 să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus a intrat în casa unuia dintre farizeii de frunte, într-o zi de sâmbătă, ca să stea la masă. Observând că invitații își alegeau locurile cele dintâi, le-a spus această asemănare: când ești invitat la nuntă, nu te așeza în fruntea mesei, căci s-ar putea să fie invitat și cineva mai de vază decât tine. Atunci, cel care va invita și pe tine și pe el, va veni și ție îți va spune: lasă-l pe el în locul acesta. Și tu, rușinat, te vei așeza în locul cel din urmă. Dimpotrivă, când ești invitat, așează-te pe locul cel din urmă. Atunci când va veni cel care te-a invitat, îți va spune: prietene, poftim mai sus. Și aceasta va fi o cinste pentru tine în ochii tuturor celorlalți oaspeți. Căci cine se înalță va fi umilit, iar cine se umilește va fi înălțat. Apoi i-a spus celui care l-a invitat: când ai un ospăț la prânz sau la cină,
nu-i invita pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe părinții tăi, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te invite și ei la rândul lor și astfel să-ți primești răsplata. Dimpotrivă, când ai un ospăț, invite pe cei săraci, pe schilozi, pe orbi, pe șchiopi, atunci ferice de tine, căci ei nu au cu ce să-ți răsplătească și îți vei primi răsplata la învierea celor drepți. Cuvântul Domnului. Cerce Părinte Iosif, iubiți credincioși, încep prin a saluta pe Părinte Iosif, care, sigur, fiind din comunitatea noastră, ne vedem cam rar, studiază la Roma și iată că, chiar dacă a fost la seminar un timp, nu avem ocazie de ne vedea prea des aici la liturghie, de aceea îl saluta și mă bucur că a venit. Acum, în timpul vacanței, se va întoarce din nou la Roma la studii. Deci, îl salut și mă bucur că este aici și noi împreună suntem, iată-ne, toți în fața Cuvântului Lui Dumnezeu. Nu știu, chiar nu știu, este o Evanghelie pentru mine foarte curioasă, nu știu ce va rămas în minte sau unde v-a dus mintea prima dată citind această Evanghelie. E curioasă, în felul ei, dar e frumoasă. Am să încep prin ceea ce spunea un autor de spiritualitate cam așa. Într-un om există foarte mulți oameni. Adică, există un om pe care îl știe el, pe care îl cunoaște el. Fiecare avem o impresie despre noi, dar jumătate e adevărată. Există de multe ori exerciții de spiritualitate, exerciții spirituale în care fiecare, și noi preoți, într-un mod deosebit, dar fiecare om este pus în situația de a se analiza mai mult, să vadă, de fapt, cum este el în interiorul său. Noi ne facem de obicei o imagine pe jumătate adevărată. Mai există un om pe care îl vede celălalt în noi. Iarăși, nu știu cât ne cunoaște fiecare, vecinul sau soțul sau soția, s-ar putea să nu ne cunoască suficient de bine. Au o impresie și ei despre noi. Mai există, apoi, un om pe care îl cunoaște Dumnezeu. Aceasta este imaginea adevărată. Și noi ne-am putea bucura de multe ori că dacă Dumnezeu ne știe bine și ne știe de oameni buni, putem fi foarte liniștiți. În Evanghelia de azi, vedem cum se vorbește despre o apreciere a altora despre o anumite persoane. Mai concret, cine este important pe lume? Cum faceți dumneavoastră diferențierile sau ierarhizarea persoanelor? Sunt persoane mai bune și mai puțin bune, o să spunem, mai frumoase și mai puțin frumoase, mai deștepte și mai puțin deștepte, mai cu vază și mai fără vază, mai sănătoase și mai bolnave. Cum analizăm? Cum crește valoarea unui om în ochii dumneavoastră? Dar oare în ochii lui Dumnezeu? Cum crește? E o întrebare și pentru mine, ca preot, de multe ori mă întreb, în ce constă calitatea unui om? După poziția pe care o ocupă, mă îndoiesc. Despre funcția pe care o are, mă îndoiesc. Despre sănătatea lui, la fel. Așa că rămân multe întrebări, sau ne apar multe întrebări din Evanghelia de astăzi. Sigur că dominantă este o virtute. Și cineva spunea că printre virtuțile care sunt muribunde și se pare că vor dispărea curând de pe fața pământului, este și virtutea modestiei. O virtute, nu știu, nu vorbim despre ea prea des, nu? O virtute care cred că înseamnă tocmai o cunoaștere corectă a noastră. Iată un om care scrie despre paradoxul, scrie cam așa. Există oameni, sigur, vorbea despre lipsa modestiei. Există oameni astăzi care atunci când strănută, cred că au provocat un cutremur pe care trebuie să-l simtă toată planeta. Adică au o impresie foarte bună despre ei. Când tușesc, sunt sigur că au determinat o zguduitură generală în inimi și în conștiință. Adică toată lumea trebuie să tremure. Când semnează un mic tratat
scolastic, acceptat ca document, să spunem, o teză de doctorat, în ghilimele, crede că a mai adăugat un capitol fundamental, fie la Biblie, fie la Suma Teologică a Sfântului Toma. Când apare și el într-un ziar modest de provincie, își închipuie că a devenit deja o personalitate care trebuie scrisă în Cartea Universală a Personalităților. Când pronunță un cuvânt precaut, timid și generic în favoarea justiției, crede că deja este cel mai mare făcător de pace de pe lume și este creator de revoluție. Când împarte o caramelă la copii, pretinde că toate ziarele ar trebui să semneze acest gest al său extraordinar de caritativ. Cu alte cuvinte, circulă indivizi cu complexul lui Dumnezeu. Fără ei nu se poate, ei fac totul, ei conduc lumea, cuvântul lor e cel mai important. Cu diferența că cel de sus a creat lumea retrăgându-se, în timp ce aceștia deranjează. Sigur că vorbim de modestie și vorbim în acest caz al nunții. Modestia, cred că aș putea să o rezum cu greșeală, cu siguranță, cam așa. Este o cunoaștere exactă a ceea ce suntem în ochii lui Dumnezeu. Se spune că de modestie n-a murit nimeni niciodată, dar de orgoliu foarte mulți au murit sau au făcut pe alții să moară. Să revenim la Evanghelie. Un om care, sigur, probabil la evrei, locurile din cinste erau ierarhie, bănuiesc, farizeii, cărturarii, oamenii obișnuiți și apoi văduvele și copiii, dacă mai încăpeau, nu? Deci era o ierarhie clară. La noi nu cred că se folosește prea des această ierarhie. Și de aceea se căutau locurile mai bune, bănuiesc eu, unde se servea mai bine, mai acătări, nu știu, în fine. Și atunci fiecare căuta să fie cât mai în față. Modestia, ca să revin la acest lucru, înseamnă să știi locul tău, acolo unde se potrivește cel mai bine. Tocmai de aici vin probabil multe lucruri rele pe pământ, pentru că mulți oameni vor să stea acolo unde nu le este locul. Ori nu se pricep, ori intră cu obrăznicie acolo, ori vor să tulbure anume lucrurile. Tocmai de aceea, cred că modestia înseamnă să știi exact locul. Dar, spunea cineva, același autor cu care am început, zice, s-ar putea să avem un simptom al omului din urmă. Adică, omul acela care, de ochii altora, un fel de ipocrizie să-i spun, se așează ultimul, dar toată viața lui așteaptă să fie chemat în față. El se așează așa pentru, conform Evangheliei, că nu-i place locul, dar se pune acolo că poate va veni într-o zi cineva să-i spună, hai, vină în față. Deci acești oameni tot nu sunt modești, pentru că în inima lor, acolo, ei stau cu inima acolo și cu trupul aici. Trupul la urmă, dar inima acolo. Tocmai de aceea, iată, modestia înseamnă să știi exact locul. Locul și mai ales viziunea lui Dumnezeu. Și cred că întrebarea care se pune astăzi, oare ce vrea Dumnezeu de la mine? Sau unde mă vrea pe mine Dumnezeu? Asta ar fi cel mai frumos. Și când tinerii își pun această întrebare în căutările lor și găsesc un răspuns, cred că atunci sunt fericiți. A ști unde te vrea Dumnezeu, unde este locul tău potrivit? Nici mai sus și nici mai jos. Cineva spunea, dacă în Evanghelia aceasta omul s-ar fi așezat la mijloc, Iisus nu avea ce spune. Dacă omul acesta se așeza undeva la mijloc, în medie, rămânea oarecum un loc posibil și pentru el. Am să duc în fața dumneavoastră patru persoane astăzi care m-au uimit de când sunt eu cu modul lor de a gândi forma aceasta. 1. Este Sfântul Francis de Assisi, care în modestia lui, și a fost un modest prin excelență, n-a acceptat niciodată să fie măcar sfințit preot. A zis, nu cred că asta vrea Dumnezeu de la mine și nu sunt vrednic pentru asta. Dar ce a făcut admirabil. N-a urcat pe treapta preoției, dar acolo unde a fost el, a făcut totul admirabil.
2. Sfântul Damian Leprosul. Un om obișnuit care a mers de bunăvoie într-un cimitir cu oameni vii, cu leproși, în insula Molokai. Toți au spus, ești nebun, ce cauți acolo? Tu ești un om deștept, tu ești un om mare, rămâi în Europa, ai proiecte mari, poți să faci multe lucruri. El a zis, nu, acolo, pe ultimul loc, la ultimii oameni, cum îi consideră lumea, deși nu cred că erau ultimii. Și a mers acolo, uimitor cazul său. Al treilea, ieri a fost beatificat prințul Ghica, părintele Ghica, monsignorul Ghica, spuneți-i cum vreți, martirul Ghica. Sigur că are multe lucruri care mi-au plăcut la el. Am apreciat și martirul și cele 20 de limbi care le vorbea. Totul mi-a plăcut la el, dacă vreți. Dar pe mine altceva m-a frapat, uitându-mă la acest monsignor. Faptul că mergea pe stradă, vorbea cu toți oamenii, cu toți cercetătorii. Avea în buzunar sandvișuri pentru toți cercetătorii de pe stradă. Mi se pare această sfințenie, Evanghelia de azi trăită cu adevărat. Omul care nu vorbește numai cu vipurile, nu vorbește numai cu cei care au, eu știu, prestanță, care au poziții, ci vorbește cu tot omul. Și Evanghelia de astăzi ne duce tocmai aici. Toți oamenii sunt egali. Și n-ar trebui să facem diferențieri. Aici este problema. Și un al patrulea caz la care mă gândesc este Iisus. Trebuie să încep cu El, nu? Iisus care a fost călcat în picioare de toți. A murit din modestie. Putea să ridice atâta mâna sus și toți ar fi picat la pământ. Toți erau paralizați în fața Lui, nu? Dacă s-ar fi ridicat cu putere, sus așa, totul era. Dar a rămas acolo unde L-au dorit oamenii. Pe ultimul loc. Și El este pe ultimul loc în istorie. A murit, cum ar spune un pamfletar, a murit într-un mod în care a ieșuat. Iisus a ieșuat? Nu. Dar a rămas un model al modestiei. Și este Dumnezeul modest. Nu vorbește, tace și pe cruce. Iată așadar această virtute la care eu vă provoc să mai gândiți din când în când, care mi se pare foarte importantă. Și cred că modestia face un om plăcut. Orgoliu se spune că face un om să fie respingător. Modestia îl face plăcut în ochii tuturor. De aceea cred că și monsignorul Ghica a plăcut tuturor. Chiar azi am auzit un elogiu excepțional de frumos făcut de Neagu Giuvara, cel care a fost căsătorit de către, sau botezat de către monsignorul Ghica, un elogiu al omului bun. Excepțional, care atrăgea pe toată lumea. Și încă două minute vreau să vorbesc despre partea a doua. E vorba despre cel care îi invită, că Iisus îi reproșează și lui. Și noi, de obicei, mai organizăm o întâlnire, o masă, un praznic, nu? Și întrebarea care suscită, cred eu, mințile fiecare, pe cine chem? Dacă vrei să aibă valoare acest praznic al tău. Dacă vrei să creezi prietenie, sigur că îți chem prietenii. Dar dacă vrei să aibă valoare veșnică, rețineți expresia, dacă vrei să aibă valoare veșnică, așa se încheie Evanghelia, răsplată la învierea celor drepți, atunci trebuie să gândim prin prisma carității. Există o familie aici în Iași, care odată, mai mulți ani în urmă, a venit la mine și m-a întrebat, părinte, a murit mama. Ce aș putea să fac? Eu nu vreau să fac cu rudele mele, nu că nu le iubesc, dar eu vreau ca sufletul mamei mele să beneficieze de pomana pe care vreau să o fac. Și am zis, mergi la căminul de bătrâni, la plope fără soț, și acolo, în spate, este o sală de mese unde în fiecare zi mănâncă 30-40 de oameni ai străzii. Dacă mergi acolo și vei sta la masă cu ei odată, nu numai că va fi pomană, dar sufletul tău se va umple de bucurie văzând cum acele guri flămânde, acei oameni de pe stradă știu să se aprecieze gestul. Și am mers și apoi mi-au spus, cred că așa ceva n-am făcut niciodată în viața mea. Evanghelia de azi ne cheamă să nu facem diferențieri și mi se pare una din greșelile care le facem în fiecare zi. Noi spunem că avem oameni care ne plac și oameni care nu ne plac. Oameni care îi excludem și oameni pe care îi includem în viața noastră.
Dar Evanghelia face o enumerare, o litanie a oamenilor pe care ar trebui să-i avem în fața noastră. Săraci, schilozi, șchiopi, orbi. S-a terminat lumea cu aceștia? Nu cred. Mai sunt încă mulți. De aceea Evanghelia rămâne valabilă și azi, 1 septembrie 2013. Să ne gândim așadar în încheiere. Cine sunt eu? Cum mă evaluez? Și în al doilea rând, cum îi evaluez pe ceilalți? Hai să evaluăm așa cum evaluează Dumnezeu. Egal cu noi în fața cerului. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos. Iar acum ne mărturisim credința noastră. Cred într-unul Dumnezeu. Fraților preiubiți, Mântuitorul ne-a învățat să umblăm în lumină. Uniți în ascultarea cuvântului Dumnezeu și în oferirea jertfei sfinte, să-i cerem harul de a înțelege și de a trăi Evanghelia sa. Doamne Iisuse Hristoase, lumina lumii, dăruiește-le fiilor bisericii tale o dorință tot mai aprinsă de a te cunoaște și de a te urma. Transformă pe toți păstorii bisericii în adevărați apostoli, plini de credință și de iubire. Te rugăm, ascultă-ne. Deschide mințile și inimile celor necredincioși, ca să privească adevărul învățăturii tale. Te rugăm, ascultă-ne. Luminează-ne să putem deosebi mereu adevărul de eroare, pentru a ajunge la sfințenia la care Tu ne chemi. Te rugăm, ascultă-ne. Învață-ne ca după exemplul preacuratei Fecioare Maria, să păstrăm în inimă cuvintele Tale, să le medităm și să le urmăm. Te rugăm, ascultă-ne. Chiamă și pe credincioșii noștri răposați să contemple strălucirea feței tale. Te rugăm, ascultă-ne. Dumnezeule prea milostiv, căile tale sunt adevăr și dreptate. Ajută-ne să urmăm învățătura Sfintei Evanghelii și să o propovăduim prin întreaga noastră viață. Prin Hristos Domnul nostru. Amin.
aceste daruri, daruri în cinstea ta. Daruri în cinstea ta. Rodul pământului și al muncii noastre, daruri în cinstea ta. Daruri în cinstea ta. Ia-le, Doamne Sfinte, ia-le pe altar, binecuvântează, Doamne, al nostru dar. Ia-le, Doamne Sfinte, ia-le. Fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, ca jertfa sfântă pe care ți-o aducem, să ne dăruiască purul binecuvântarea ta aducătoare de mântuire, pentru ca ceea ce se săvârșește acum sub semnele sacramentale, prin puterea ta să ajungă la desăvârșire, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Minunată este lucrarea Lui prin misterul pascal, prin care de sub jugul păcatului și al morții am fost chemați la demnitatea de a fi acum un neam ales, o împărăție de preoți, un popor sfânt, popor răscumpărat de dânsul. Noi vestim pretutindeni mărețiile tale, fiindcă din întuneric ne-ai chemat la strălucirea luminii cerești. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate puterile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare. Sfânt e, sfânt e Domnul Sabaot, este cerul, cerul și pământul, de mântuirea Lui. Osana.
adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu, ți-a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi, cu prea fericită Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu fericiții apostoli, slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume. Primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a purul de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. De porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta,
facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul tău. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii, fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Ce plăcut e, Doamne Sfinte, ca în preajma Ta să stăm, să simțim a Ta iubire când venim să Te adorăm, iar când răul ne cuprinde și dușmanii dau atac, alergăm atunci la Tine și Tu ne primești cu drag. Tu ești plin de bunătate, Tu ești dulcele surâs, Tu ne vindeci neputința și ne-nnaști.
Ce plăcut e, o Iisuse, când în fața ta venim și ca unui bun prieten ție ne destăinuim. Chiar de neapasă vina, c-am călcat voința ta, tu ne ierți, ne chemi la tine, pentru a ne îndrepta. Tu ești plin de bunătate, tu ești dulcele surâs, tu ne vindeci neputința și ne-nalți spre paradis. E, Doamne Sfinte, ca în preajma ta să stăm, să simțim a ta iubire când venim să te adorăm. Iar când răul ne cuprinde și dușmanii dau atac, alergăm atunci la tine și tu ne primești cu drag. Tu ești plin de bunătate, tu ești dulcele surâs, tu ne vindeci neputința și ne-nalți spre paradis. Să ne rugăm. Îndestulați cu pâinea ospățului ceresc, te rugăm, Doamne, ca această hrană să întărească în inimile noastre iubirea, astfel încât să fim mereu gata să te slujim în frații noștri, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Marie.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm. Ne rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slavă învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe cum era la început, acum și pururea și în vecii vecilor. Îngere al lui Dumnezeu, care ești văzitorul meu, luminează-mă astăzi. Păzește-mă, hoțuiește-mă și ocrumiește-mă pe mine, care sunt în credința ție, prin mila lui Dumnezeu. Câteva anunțuri care, sigur, interesează, cred, comunitatea noastră. La biroul parohial veți găsi numărul pentru luna septembrie al revistei Lumina Creștinului. Sigur că ne-am obișnuit cu ea de 20 ceva de ani, ea are 100 de ani, dar eu cred că este revista care, așa, nu cu mare emfază, dar păstrează fidelă istoria, mersul istoriei noastre. De aceea eu cred că, așa modestă cum este ea, revista aceasta va rămâne pentru că prezintă pur și simplu toate realitățile bisericii noastre locale, pe care nu știu dacă le consemnează altcineva. 2. În săptămâna care urmează avem prima vineri și prima sâmbătă din lună. Sigur, fac apel la cei care au început novena de vinerea întâia să nu întrerupă, ar fi păcat după atâtea vineri făcute, după atâtea luni să întrerupă. De aceea vor fi ocazii de spovezi vineri, joi și vineri. Iar așa cum știți, în fiecare sâmbătă din lună ne rugăm special pentru beatificarea Preasfințitului Anton Durcovici. Bucureștiul văd că a primit această bucurie deja ieri, ați văzut și dumneavoastră. Așteptăm și Iașul să aibă o asemenea celebrare și o asemenea dar din partea Sfântului Părinte Papa Francesc. 3. Mâine vom pleca într-un perenaj, o mare număr din comunitatea de Iași, 35 plus alții, încă vreo 10 din alte parohii, vom pleca într-un pelerinaj lung la marile sanctuare italiene, sigur, Padova, Loreto, San Giovanni Rotondo, Monte Cassino, Pompei, Cascia, Assisi și multe altele, și voiam să vă spun că cu siguranță vă voi purta pe toți în rugăciunile mele în aceste două săptămâni. Și în al treilea rând este vorba de un anunț care se referă mai ales pentru cei care au ceva legături cu Budea. În fața bisericii este o persoană care are niște cărți, o carte pe care eu aștept de 20 de ani, o carte care este monografia comunei Budea, a comunității Budea mai bine zis, și vreau să vă spun de ce e importantă, pentru că răspunde la niște întrebări pe care eu nu le-am știut niciodată să le dau răspuns. Cine suntem? De unde venim? Unde am stat întâi? Ce limbi s-au vorbit? Și așa mai departe. Este o carte scrisă de specialiști. Un istoric, un toponimist, un etnograf de la Bacău, un specialist în arhivele Episcopiei de Iași,
toate sunt interesante, n-am știut niciodată cum se cheamă primii paru de bute, eu din bute fiind, nu? Și în al treilea, în ultimul, dar nu în ultimul rând, este un articol acolo, un capitol despre Revoluția de la Butea, nu știu cât știți despre ea, este poate cea mai mare mișcare de rezistență a catolicilor din Moldova pentru a nu le fi ridicat de către securitate preotul. E vorba de părinte Gheorghe Pes, care din pentru a-l apăra pe el, lumea s-a revoltat și mulți au fost deportați. Se pare că vreo 15 persoane au fost deportate și unele dintre acele persoane nu s-au mai întors niciodată. De aceea, numele părintelui Cadar se leagă de această carte, pentru că scrie admirabil de frumos despre Revoluția de la Butea. Sigur, eu vă recomand această carte, nu numai pentru dumneavoastră, dar și pentru nepoți și pentru cei care au ceva legat de Butea. Sigur că este o carte care, cred eu, că rămâne în istorie și va face istorie. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace. Prea sfânt.